Da, nu prea știe Simeria. Am învățat-o la geografie, important nu de cale ferată. Am fost și bombardat în al doilea război mondial. Dar vrei tu acum și mai pune pe hartă. E cel mai mare din țară, nu? Da, e cel mai mare. Bine ați venit în area naturală protejată, în care totul este artificial. În decursul a 400 de ani am trecut de la o pădure normală, de luncă, cu specii indigene, la o colecție dendrologică în care majoritatea speciilor existente sunt exotice. Mă numesc Daniel Bitar, sunt șeful secției INCDS de Marin Drăcea, Simeria. Ne aflăm la sediul secției Simeria, care este conacul Belafei, clădire istorică ce deservește în momentul de față partea de cercetare, Arboretumul Simeria. Voia magnolii? Nu mai am magnolii, nu. Orhidei, vanilie și sevoia jos și orhidei. Ok. Și niște ștepii mai am pe acolo prin cap. Nu neapărat. Sunt plate de sevoia care sunt multiplicate în vitro, care sunt în procesul de formare a rădăcinilor. După care, să vedem dacă identificăm... Păi, și plătuța asta crește să aibă 50 de metri? Da. Uitați, este următorul stadiu în care planta și-a dezvoltat rădăcinile. Toate semințele au embrion, aia 7-8. Se dezvoltă, se multiplică celulele și se vor forma organe. Ajută să înțelegem modul în care un embrion se dezvoltă în condiții naturale. 1763, prima atestare documentară a Arboretumului Simeria, în care se vorbește despre o alee cu castan. Merg să-ți arăt primul salcâm care a fost introdus în Arboretumul Simeria. Na, sunt multe. Ne aflăm pe aleea care era prezentată în documentul de la 1763. Lângă noi este unul din primele exemplare de salcâm din Arboretumul Simeria și probabil din România. A fost adus de la o grădină botanică din Paris. Plantat întâi ca specie ornamentală, el s-a dezvoltat. Exemplarul din spatele nostru a mai avut un frate care s-a rupt acum foarte, foarte mulți ani, el supraviețuind, și de asemenea în zonă, după cum se văd cioatele, au mai existat și alte exemplare. Frunza care există în acest salcâm nu mai permite exemplarului să se dezvolte, el doar supraviețuiește, urmând ca în câțiva ani să se usuce. 64 editat. Primele culturi de bambus crește dispersat în momentul de față, formează zone compacte. Conacul și Arboretumul Simeria intră în proprietatea statului în 1948, la naționalizare. Colecția are un salt valoric și numeric. La inventarul din 1946, cred, vorbim de 258 de specii diferite. În momentul de față, Arboretumul Simeria are un inventar de peste 2200 de taxoni diferiți. Deci nu 2200 de exemplare, ci 2200 de specii și varietăți diferite. Arborele la ce? Lacurile sunt amenajate în parc tocmai pentru a replica ecosistemele de baltă. Avem nuferi, alge, păiești. Un exemplar deosebit de chiparos de baltă
O caracteristică extraordinară a lui sunt acești pneumatofori care asigură supraviețuirea sistemului radicelar în perioadele de inundații. Rădăcinile vor respira prin acești pneumatofori, rezistând până la 6-7 luni de inundații. Îi arborele de la lea, uite la acolo, ăla pe mijloc, Liriodendron tulipifera, care au dimensiuni foarte mari. Ultima floare din iunie. America de Nord. Exemplarele de stejar mari fac parte din arboretul inițial, din pădurea inițială care a existat pe malul Mureșului înainte să înceapă amenajarea parcului dendrologic. La început a fost o pădure de luncă formată din stejar, plop, salce. Anumite exemplare care au avut dimensiuni mari și au reprezentat arbori de viitor au fost păstrați pentru a crea un microclimat și un început de amenajare peisagistică pentru parc. A fost o zonă în care au fost un pic de mușchi, apă, a venit o sămânță și a crescut o tisă. Unul din arborii din zonă s-a uscat și a rămas gol loc. Există condițiile pentru plantarea unor noi specii din colecție. Colecția înseamnă toți arborii exotici care au fost introduși la un moment dat în arboretul Musimeria. Prin schimbul de semințe se aduc soiuri și specii și varietăți noi care trebuie plantate undeva în arboretul Musimeria. Majoritatea colecțiilor din arboretul Musimeria este formată din arbori și arbuși aduși din China și din Statele Unite, pentru că condițiile climatice în aceste zone sunt cumva echivalente. Cu ce este în România, cu ce este în Simeria? Arboretul Musimeria se bucură de prezența unui microclimat generat de râul Mureș. Odată cu schimbarea condițiilor de precipitații, de căldură, toată această infrastructură sau toate aceste grădini botanice și arboretumuri vor reprezenta un plus în cercetarea biodiversității pe o termen lung.